Concursul a avut ca obiectiv valorificarea cunoștințelor participanților, sintetizarea și promovarea celor mai importante informații generate de lucrările prezentate, precum și promovarea performanțelor cultural-artistice ale copiilor. Sub directa îndrumare a profesoarei și artistei Petra Șerbănescu, elevii clasei de pictură de la Centrul Cultural Local Ionvina au participat la acest concurs internațional ce s-a desfășurat la Iași la începutul lunii noiembrie. Rezultatele nu au întârziat să apară și cei 24 de participanți au adus la jur peste 20 de premii 1, 2 și 3, diplome și cupe ce reflectă munca și dragostea ce au stat la baza realizării lucrărilor ce le-au adus aceste recompense. Poate primele de acest gen din viața lor. Ne-am bucurat când am primit un număr impresionant de premii, 24 la număr. Este al doilea an când am un număr impresionant de copii, de școlari și preșcolari și școlari și adulți am, dar mai greu să participe la concursuri, pentru că noi participăm în funcție de invitații și de limita de vârstă la care ei pot participa. Este greu sau ușor, în funcție de cum percep ei ca și autorii acestor lucrări. Este foarte important să le inoculezi faptul că sunt pricepuți. Pasiunea pentru pictură îi determină să frecventeze cursurile de pictură și unii spun că își doresc să ajungă pictori celebri. Ce premiu ai câștigat tu la acest concurs? Premiul întâi. Și ce poți să-mi spui despre lucrarea cu care tu te-ai prezentat în concurs? Ce ai pictat acolo? Păi niște băieți sau și un peisaj care m-a descurcat excelent. Felicitări! Îți place pictura așa de mult? Da, foarte mult, pentru că eu pictez de la 3 ani, am talentul în mână. Ce-ți dorești să fii când vei fi mare? Pictor. Cel mai mult. Am participat și am luat premiul 2. De ce îți place pictura? Este frumoasă. Ce îmi poți spune despre lucrarea cu care tu ai participat la acest concurs? Niște colindători. Tot la această ediție a concursului Învingător prin artă, cunoscuta pictoriță Petra Șerbănescu a primit în urma jurizării premiul întâi pentru coordonarea elevilor și lucrările prezentate la expoziție.